te întâlnesc de atâția ani pe instanțele de judecată, ce ai? Incidente noi sau tot acele probleme vechi? Da, vreau să zic că nu pot să se deseparat, pentru că trecutul, documentele de 35 de ani în urmă, cu actualele, ele sunt legate și nu pot fi nici într-un caz să fie separate. Înțeleg, dar ai inițiat o procedură acum ca să rezolvi dosarele cele din timpul sovietic și trebuia să termine odată procedura aceea, nu? Păi nu, fiindcă pur și simplu procurorii înțeleg foarte bine, conștientizează faptul că ei au comis față de mine, din rea voință, infracțiune. Procurorii cei sovietici sau cine? Procurorii sovietici. Păi da, dar erau alții. Dar azi continuă să rămână tot aceeași, să luăm pe... Aceeași atitudine, dar procurorii schimbă, vin tineri, noi și fac același comportament. Dar ei sunt plămădiți din... Școlile de drept tot sovietice. Este greșită, văzcă, că majoritatea procurorilor, văzcă, sunt cinstiți. Este din start greșită această ipoteză. Toți procurorii... Trebuie să avem prezumția vinovăției pentru procurorii. Toți procurorii se află în tranșeile sovietice. Toți, absolut. Nu există... Atunci sovietici luptau ideologic cu dușmanii de clasă, dar acum ei sunt din buibare și cu bani, ei sunt mafioți, nu sunt valori sovietice acum. Acum cât mai mulți bani se stoarcă, păi, cu dosare fabricate. Iată, am document. Și după ce Prezidiumul Curții Supreme de Justiție respinge acuzațiile procurorului general... La adresa mea tale. La adresa mea, evident la adresa mea. Adică, și respinge și expertiza de la Costiujeni psihiatrică, iată ce îmi scrie, vă să zic, îmi scrie peste 30 de ani tot Procuratura Generală, că dumneavoastră ați comis infracțiunile, dumneavoastră sunteți bolnavi, deși le-am prezentat documente de expertiză. Păi și de infracțiune dacă ești bolnav? Îi contrazic, bolnav nu comite infracțiuni, bolnavul dacă face vreo fapt, el nu răspunde pentru ce o făcut. Toate declarațiile, deci ori bolnav, ori infractor. Sunt confuzii la deși. Toate declarațiile sunt niște declarații confuze și fără să aducă probe, fără un suport factologic. Nu există. Chiar am și o încheiere a judecătorului de instrucțiune cu o lună urmă, unde scrie că declarațiile procuraturii de respingere a plângerilor lui Gușovski cu privire la acte de tortură și omoruri în serie pe criterii politice, în temeiul că el este bolnav psihic, nu au niciun suport factologic. Deci nici ca martor, nici ca victimă nu vor să ia în serios, pentru că bolnav psihic și gata. Nu, dar scrie judecătorul de instrucțiune că procurorul nu a adus probe ca să aducă dovezi că sunt bolnav. Și scrie, vă să zic, în folosul meu scrie judecătorul de instrucțiune că nu sunt probe, nu sunt... Astea toate dosare, plângeri, cereri... Dosarul meu este cel mai voluminos din Republica Moldova, cu siguranță știu numărul lor. Sunt dosare cu sute de volume, dosarul meu are sute de volume, are 10.000 de pagini. 10.000 de pagini, asta cum ar fi 100 de volume. În sinteză, v-ați plâns autorităților Republicii Independente Moldova, da? Mai ales autorităților de drept, că ați fost persecutat în timpul sovietic? De ce spuneți dumneavoastră spuneți că am fost persecutat? În ziua de azi, descind la casa mea și casa mea este, vă să zic, incendiată de zeci de ori la comanda conducerii poliției și procuraturii. Păi ce interes ar avea să o incendiezi de astea ori? Sau că să vă intimideze? Un motiv ar fi... Ce mai arde acolo dacă o ars prima, a doua, a noua oară? Ce mai arde a 10 oară acolo? Pur și simplu, ei clar că, dacă sunt și tentative de asasinare asupra mea, sunt patru tentative, dublă tentative de asasinare într aceeași zi. Și cu mașina sau cum? Cu travă, mâncare? Văzcă cum șeful procuraturii, pe nume Vicol. De unde?
de la Căușeni, care a fost și la Chișinău șef, el recrutează persoanele cu antecedente penale să fim torturați în incinta primăriei. Și să vă scrie... Primăriei de la Căușeni? De la Căușeni, da. Și după asta a venit aici la dânsul. Asta când s-a întâmplat? Timpul Repeșciuc sau până la... Da, da, vă zic, pe timpul Repeșciuc, da, da, perfect, spuneți dumneavoastră, da, da. El e deputat, am. De ceva, am auzit că vă zic, este deputat, da, vă zic, mie vă zic, anume... S-a candidat din nou la primărie și a pierdut. Anume, în timpul Partidului Democrat mi s-a omorât, toată familia mea a fost omorâtă pe criterii politice. Dar Partidul Democrat a fost vreo 3 ani la putere. A reușit în 3 ani? Sau când erau în alianțele cele? Da, 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 alianțele cele, că da, fiindcă dacă luăm din 2009, fiindcă familia mea a fost omorâtă începând cu anul 2009. Și văd că a fost toate măturate. Omorâtă. A, deci, Nătă, nu te plânzi numai pe persecuții din timp sovietic, dar și acum ce se întâmplă? Eu am rămas mirat și toți corespund. Și cum au reușit să vă lichidezi toată familia și dumneavoastră ați rămas? Prin crearea condițiilor de exterminare. De pildă, eu am la mine, pentru că noi, fiind invalizi de gradul 1, familia mea... Tot? Fratele invalid de gradul 1, sora invalid de gradul 2. Și ei în toiul iernii, în toiul iernii, când temperatura era minus 30 de grade, am fost deconectați de la conducta de aprovizionare cu gaze. În toiul iernii. Mă duc în judecată, câștig în judecată și este hotărâre să fim conectați. Nu se conectează timp de ani și nu se conectează, vă zic că... Unde e asta? Tot la Căușeni? Da, tot la Căușeni, da, da. Este ceva, vă zic, incredibil ceea ce se... Ce, vă zic, ei nu, vă zic, pur și simplu, contactul cu realitatea. Ei sunt niște criminali care îmi pare că... Eu, studiind psihiatrie, am înțeles că ei totuși de ceva suferă de careva boli mentale care ar trebui ca să fie că Asociația Internațională de Psihiatrie trebuiește inclusă ca boală, ca să zic. Să-și revizuiască. Da, da, standardele. Criteriile este de a considera o persoană care este bolnavă psihic. Fiindcă cum eu am dovedit prin experimentul meu și iarăși a dovedit psihiatrul Rosenhan, că între acele, ei sigur s-au internat în instituția psihiatrică știind că sunt bolnavi, au spus că sunt, că aud glasuri acolo, că sunt bolnavi și știi ce s-a întâmplat cu deși, nu puteau să iasă de acolo. Din. Și el văd că totuși prin mare minune după câțiva ani a ieșit și a scris această lucrare care printre altele este luată în considerație de lumea psihiatrică din Occident că nici într-un caz psihiatria nu poate, că expertiza psihiatrică nu poate să fie folosită în instanțe de judecată ca probă, care fiindcă psihiatria nu poate să demonstreze dacă persoana este nebună sau sănătoasă psihic. Acestea sunt, oameni care, Dar un consătean de meu care a scris scrisoarea lui Brejnev și l-a băgat la Dnepropetrovsk, Gheorghe David, s-a plâns după aceea instanțelor moldovenești, s-a cerut despăgubiri, l-a băgat din nou la psihiatrie. Da, eu am citit. Și după aceea s-a plâns la CEDO și a câștigat. E adevărat că a câștigat înainte să moară, dar dumneatate e plâns la CEDO. Eu am vorbit și cu dânsul, cu David, și văd că am citit în limba franceză acest dosar. În ce costă chestiunea? Că el s-a dus să facă a doua oară expertize, vă să zic. Dar eu i-am spus, nu te vărâc acolo, vă scați scânti cucu acolo, înțelegi? Deci ce, spitalele psihiatrice de pe acum cu același comportament ca pe timpul sovietic, da? Absolut. Poate chiar și unii medici au rămas aceiași. Păi eu azi sunt invitat să trec expertize psihiatrică, dar eu lor le-am spus, eu pot să trec, dacă nu va ajunge de la azi de la Moscova, care scrie că sunt sănătos și scrie prezidiumul Curții Supreme de Justiție, care spune... Asta e din timp sovietic, dar bolile mentale poate să intervină în orice clipă, nu? Sunt de acord cu dumneavoastră. Și, nu, dar pe eu vă scrie, am expertiză nouă de la Moscova, că sunt sănătos. Și îmi las la Moscova așa de des la... Da, și vă scrie, le-am scris că dacă vreți,
Fiindcă este vorba nu acum dacă sunt eu bolnav, dar atunci. Am înțeles. Asta este vorba. Dar eu lor am scris că de un caz, dacă nu va ajunge documentele prezentate de mine, faceți expertiză la București. În baza documentelor, nu cu persoana. Trei miniștri al Ministerului Sănătății le-am dat în mână, vă această cerere, să facă o anchetă de serviciu, de ce nu se răspunde la cererile mele. Și am vorbit cu fiecare ministru, l-am prins în birou acolo, vă să zic. Că ei vă spune în cuie, vă spune. Dar ei nu știu exact. S-au adresat ministrul, dar au examinat niște consilieri. Nu știu ei toate plângele. Ce răspunsuri? Faptul constă că i-am dat ei documentele în mână. Am înțeles. Și credeți că o stați și o citit și o pătruns? Ea era cel puțin obligată să facă acest lucru în virtutea obligațiunilor pe care le are prevăzute de codul de procedură penală și de legea cu privire la statutul medicului. Sau da. Bine, dar cu cine? Cu Hotineanu sau cu cine ați vorbit? Eu cunosc toate persoanele astea, Cotineanu, eu am vorbit cu domnul Ghidirim și domnul Ghidirim a spus, vă să zic. El pe timpul comuniștilor, mă tine, a fost ministru, nu? De acum ei erau răsturnați comuniști și vă zic, cu domnul Ghidirim îl cheamă pe Cotineanu și i-a spus, vă zic, Ghidirim, 72 de ore să scoate de la expertize psihiatrică. Și vă să zic că am informații că sunt scos de la evidență psihiatrică, dar alte documente care vă să zic că, în altele scriu că stau la evidență, în ordonanțele procurorului. Păi da, când tamam pe asta te plângi, că în timpul sovietic te persecutau politic cu medicină psihiatrică. Da. Stai la evidență, da. Atunci te-au internat. Da, m-au internat și ce interesant, că Prezidiumul Curții Supreme de Justiție prezintă, scriu în hotărârea lor, un vast descriere a bolii mele. Om sănătos, liniștit, o gândire coerentă, nu suferă de, vă să zic, galucinații, e foarte atent, vrea să cere de făcut a doua expertiză. Și întreabă judecătorii, dintre aceste luând în considerație această descriere, din ce motive, care sunt temeiul că concluzia este că este bolnav? Este una singură, că a fost dată comanda politică. Comanda politică chiar, ei într-adevăr au scris că de unde rezultă că sănătos. Dar deoarece a parvenit comanda, că eu lucram la președintele Academiei de Științe și ei refuzau să execute hotărârea Curții Supreme de Justiție de repunere în post în calitatea mea de savant. Și a doua era că, uite, că el consideră limba moldovenească identică cu limba română. Și atunci, ca să fie cel puțin un caz a unui savant, dar celălalt, toată Academia, se sperie pe toți. Dar vedeți că în cazul de față ei au călcat pe bec. Ei n-au știut că eu sunt Gușovski. Au greșit numele? Ei scriu Gușenkov. Da, a scris. Și-a scăpat. Faptul constă că, într-adevăr, când am fost chemat de procurorul Sverdlov la Procuratura Generală, ei îmi spune, să ne scuzați, s-a comis o confuzie, s-a confundat Gușovski fizicianul cu cel care, Coad Gușovski, care a comis infracțiunea. A fost, da. Chiar a fost? Aceasta a fost asta, că eu scriu fiecare, a fost această confuzie. Dar când am fost student, am terminat dreptul, însă șeful anchetei de la Procuratura Generală, domnul Didic, el tot procuror adjunct al Procuraturii Generale, el când la studenți, la întrebarea să le aducă un caz de
a expertizii grafologice, el aduce ca exemplu cazul meu. El nu știa că eu sunt acolo, studentul lui acolo. Mm-hmm. El nu știa. Și el întreabă, vezi, deci câteodată am să vă aduc un caz al fizicianului Gușovski. Și că nu-i mare el de statură, dar foarte insistent, că vă spun, nu, că eu n-am scris. Și a spune procurorul că în sfârșit, a patra expertiză grafologică printr-o metodă din Marea Britanie demonstrează că nu el a comis infracțiunea. Atunci eu mă scol și vreau să clarific familia. El a spus Gușovski, dar Jukovski, dar zic, poate Gușovski a fost, zic, da, Gușovski, Gușovski, fizician de la Academie de Știință, dar eu sunt acea persoană. El vă zic că tot atunci, a strâns, deși mai era încă jumătate de oră până la sfârșitul perechii, ia toate lucrurile și a plecat din... Asta este adevărul. Adică absolut este dovedit și... De jure este demonstrat, de jure... Eu mențiu, deci este demonstrat că nu am comis, fiindcă prezidiul Curții Supreme de Justiție ia hotărâre să se facă două expertize repetate, una grafologică și una psihiatrică. Acea grafologică scrie că nu a comis Gușovski infracțiunea, iar cea psihiatrică scrie că el nu are semne să fie bolnav de boală psihică. Mă duc, am ședință acum, ia? Bun. Vă doresc succes. Ne mai vedem în instanță și la anul și mai vorbim. La anul de acum eu pot mai să facem fiu, bilanțul și anului la viitor. La anul eu pot să fiu în America, fiindcă am vorbit în incinta Procuraturii Generale. De două ori am discutat cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii. I-am remis documente senzaționale. Și îmi zic că ți-ar da azil politic, da? Nu mă trebuie să ajungi acolo. Azil politic, cumva. Da, cred că am să plec în America, fiindcă aici am văzut că tu să fii cu stea în frunte. Dar dacă nu ești omul lor și am văzut că tu vrei ca ei să fie trași la răspundere penală, că ca tare de acum nici asta nu vreau, eu nu doresc, dar cel puțin să recunoască acest lucru. Asta este.